Iată 6 idei cum să călătorești pe gratis folosind Airbnb. Țin să precizez, aceste metode funcționează dacă ești videograf sau fotograf, dar poate găsiți alte calități care vă pot ajuta să aplicați aceste idei. Primul sfat este să alegeți locul unde vreți să mergeți. Eu o să pun de exemplu Saltum, Denmark, fiindcă am fost acolo acum câteva luni și este locație top. A doua idee este să puneți măcar 3 sau 4 nopți ca să stați. De ce? Fiindcă prima zi este check-in, care se întâmplă aproximativ după ora 3 după masă, deci nu mai aveți atâta timp să filmați, nu mai aveți lumină. A doua zi o puteți folosi pentru filmat sau pentru fotografiat sau ambele. Dacă va ajunge o zi ca să lucrați, puneți 3 zile în total. Dacă credeți că vă trebuie o zi pentru filmare și încă o zi ori pentru filmare, ori ca să vă bucurați un pic de peisaj unde ați mers, puneți 4 zile, fiindcă a patra zi este check-out, ceea ce se întâmplă pe la 11 dimineața. Deci a patra zi, ultima zi, a treia sau a patra zi, care este ultima zi, nu prea aveți ce să faceți decât check-out. Al treilea sfat este să vă alegeți data în timpul săptămânii, fiindcă aveți mai multe șanse ca locul unde ați vrea să mergeți nu este rezervat și asta știe și proprietarul, că rezervările vin mai des în weekend decât în timpul săptămânii, mai ales dacă nu sunteți în perioada de concediu, ca și de Crăciun sau de vară. Al patrulea sfat este să vă alegeți din data de azi sau din data în care vreți să mergeți, să zicem din data de azi, azi este 24 noiembrie, să vă alegeți măcar între o săptămână și 3 săptămâni în avans. De ce? Fiindcă dacă eu de acum, în noiembrie, vreau să fac o rezervare anul viitor în mai, proprietarul are mai mari șanse ca până atunci cineva să facă o rezervare și să fie plătit. Dar dacă eu de acum calculez, de exemplu, sfârșitul săptămânii viitoare sau începutul în 2 săptămâni, să zicem decembrie 9 și 12, 9 îi check-in, deci nu se întâmplă prea mult, 10 să zicem că fac filmarea și pozele și 11 mă bucur un pic de peisaj. 12 check-out, nu facem prea multe. Proprietarul știe că dacă până acum nu este rezervat locul, când tot timpul ăsta nimeni nu a rezervat locul, sunt mai mici șanse ca într-o săptămână să fie rezervat. Deci o să se gândească, șansele sunt, locul nu va fi rezervat și o să piardă acele dăți, deci mai bine le dă mie și eu îi ofer poze noi, videoclipuri să-și promoveze casa pe Instagram, TikTok, Facebook, pe pagina lui, pe website, pe Airbnb, whatever. După ce ați ales locația și data, să puneți doar o persoană, maxim două. Fiindcă dacă puneți mai multe, de exemplu, dacă pun 3 persoane și îmi duc și câinele, atunci când vede proprietarul rezervarea mea, o să se gândească la faptul că eu vreau să-mi duc toată familia într-un concediu pe gratis, cum ar veni. Dar dacă pun un adult, atunci o să-și dea seama că probabil eu mă duc ca să lucrez cu el și nu ca să îmi fac o vacanță pe gratis. După ce ați trecut peste locație, data și câte persoane se duc, vă alegeți locația și este foarte important ca să vă alegeți o locație ceea ce vă oferă chestii să filmați. De exemplu, dacă voi vă rezervați o locație foarte basic, atunci o să aveți o perioadă mai grea să filmați ceva interesant, fiindcă acea locuință este la fel ca și toate altele. Uitați-vă prin poze și asigurați-vă că locul este ori foarte modern, ori are o priveliște foarte faină, peste ocean, peste mare, peste munte, sau are ceva chestii în plus față de o locuință normală. Saună, piscină, ca și asta, de exemplu, chestii neobișnuite, ceea ce pot atrage atenția următorului client care vrea să facă o rezervare la această locuință.
Având aceste calități, locuința unde vreți să mergeți, vă este și vă mai ușor să produceți videoclipul și pozele. Nu trebuie să vă gândiți foarte mult la ce să filmați, fiindcă aveți o imagine clară în fața voastră. După ce ați ales locul, data, câte persoane se duc, casa, ați ales locul unde vreți să mergeți, ați văzut că este într-un loc frumos, cu priveliște, aveți ce filma, aveți despre ce face poze, să zicem asta, cum nu m-am uitat, dar văd că are priveliște pe ocean, este foarte fain. Ceea ce vreți să faceți, următoarea chestie, este să mergeți până jos, message host, și aici puteți să folosiți ChatGPT și să scrieți, de exemplu, scrie-mi o scrisoare ce pot trimite la un proprietar pe Airbnb ca să îi ofer serviciile mele foto sau video în schimbul la 3 nopți pe gratis în locuința lui. O să vă scriu un mesaj, voi o să dați doar copy-paste, trimiteți mesajul la proprietar și în cel mai bun caz o să zic că da, în cel mai rău caz o să zic că nu. Puteți să faceți aceeași chestie cu mai mulți proprietari și ce îmi place la Airbnb este că o să primiți un răspuns mai devreme sau mai târziu, fiindcă dacă proprietarul nu răspunde la mesaj, atunci pe Airbnb este mai rău lui. Pagina cumva îi dă ca un fel de shadow ban dacă nu răspunde la mesaje. Deci veți primi un mesaj 100%. Chestia este că probabil nu fiecare mesaj ce o să trimiteți o să fie cu un da. Dacă trimiteți, de exemplu, 5 mesaje pe zi, mai devreme sau mai târziu o să primiți un da și atunci o să vă puteți crește portofoliul dacă nu aveți până acum și mesajul următoare ce le trimiteți, o să puneți un link de la portofoliul dumneavoastră și proprietarul o să vadă mai ușor la ce se poate aștepta, la ce videoclipuri puteți produce, la ce poze puteți face și o să fie mai ușor și la proprietar ca să zică un da sau nu. Acestea au fost videoclipuri pentru astăzi. Sper că v-a plăcut, dacă ați învățat ceva nou, dacă v-am dat niște idei despre cum și ce, lăsați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare.